Extinderea spațiului Schengen rămâne o prioritate pentru Comisia Europeană, care se angajează ca anul acesta Consiliul să adopte toate măsurile necesare, numai că retorica nu se suprapune cu acțiunile. Extinderea Schengen nu se află pe agenda JAI de mâine. Marcel Ciolacu mai avea o speranță cu Spania, doar că Pedro Sanchez este preocupat de alegerile generale pe care le-a devansat pentru 23 iulie. Și uite așa ajungem din nou în umbra unor alegeri și preocupări politice interne. Discut subiectul împreună cu europarlamentarul Nicu Ștefănuță. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Știm că ați scris Comisiei Europene și vi s-a răspuns că va face tot ceea ce stă în putință pentru a se asigura că această comisie ia măsurile necesare. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, valoarea acestui mesaj? Știți care e problema? Noi trebuie să ne ținem de capul lor non-stop, adică cu multe acțiuni. Trebuie să ducem un război de gherilă pentru Schengen. De ce spun asta? Pentru că a spus și dumneavoastră, vin alegeri, politicienii din toată Europa se preocupă de alegeri, de pozițiile lor realese și uită subiectul Schengen. Noi nu-l uităm pentru că pentru noi este dureros, este personal. Și atunci, clasa politică, toată clasa politică, de la mine la domnul președinte, trebuie să continue să pune presiune. De-aia am scris Comisiei Europene și am primit acest răspuns, care a spus că pentru ei este o chestiune esențială, că pun presiune pe Consiliu. De-aia am fost săptămâna trecută la Viena, unde m-am văzut cu vicecancelarul Germaniei din partea verzilor europeni, eu fiind în aceeași familie politică, care mi-a spus așa, țineți presiunea sus pe Nehammer, pe cancelarul Germaniei, dacă e nevoie, dați în judecată Austria, faceți toate eforturile necesare, așa încât subiectul să rămână sus anul acesta, pentru că anul viitor va fi prea târziu. Deja vin alegerile și deja lumea nu se mai gândește la asta și ne împinge chestiunea asta deja în 2025. Credeți că există vreo șansă pentru 2023, la cum se mișcă lucrurile, având în vedere că urmează pregătirile pentru alegerile de anul viitor, atât europarlamentare, cât și interne, inclusiv în țări precum Spania, Austria? Nu vreau să fiu prea optimist, am fost deja pesimist. Am spus că anul acesta șansele sunt cam de 10% să se întâmple Schengen, dar acel 10% noi trebuie să luptăm pentru el, nu trebuie să ne batem joc de el. Am mai avea o șansă la Consiliul din octombrie, sub președinția spaniolă, să treacă și alegerile la spanioli. Pare că acolo e posibil ca majoritățile să se schimbe, dar nu într-un sens de favorabil României, totuși. Mai puțin dacă în scenariul în care PP-ul, adică partidul care face parte din Partidul Popular, să se alieze cu extrema dreaptă, acolo am avea o problemă și chiar atrag atenția inclusiv românilor. Dacă românii merg prea mult pe extrema dreaptă, ne înfundăm și mai departe de Schengen. Asta este o mare problemă. Deci, eu cred că mai avem o șansă anul acesta pe care trebuie să o jucăm cu cap. Noi de la Uniunea Europeană dăm bani pentru frontiere, ajutăm și Bulgaria, pentru că știți că noi suntem cuplați cu ei, fratele nostru mai mic și mai sărac, să zic așa. Da. Cum? Zic, există un pachet de aderare România-Bulgaria. Da, noi e ca și când suntem la dublu tenis în jocul acesta și degeaba punctăm noi altul pas dacă Bulgaria nu corespunde. Exact. Și atunci noi trebuie să ne asigurăm că și ei sunt trași în sus și ei joacă calitativ mai bine. Deci e un joc foarte complicat, sincer, pentru profesioniști. Și ar trebui cumva să vedem seriozitatea aceea. Vreau să văd la rotativă, de exemplu, dacă ministrul de interne este schimbat, dacă este pus cineva în joc care este mai bun, care vorbește o limbă străină, care știe să negocieze. Sunt niște oportunități, mai trebuie să le și jucăm noi, știți? Dumnezeu dă, dar nu și bagă în căruță. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Ștefănuță. Mulțumesc tare mult!